Într-o Americă polarizată, Donald Trump a fost perceput de mulți conservatori și lideri religioși evanghelici ca un mesia modern, ales să readucă țara la valorile creștine fundamentale. Imaginea sa cu Biblia în mână a întărit această percepție, însă în jurul acestei idei există multe întrebări. Este Trump cu adevărat un mesia politic sau doar un lider care folosește religia pentru a-și construi imaginea? În această emisiune vom vedea legătura dintre politica lui Trump și viziunea religioasă mesianică, analizând riscurile și lecțiile pe care le oferă istoria. Ce înseamnă de fapt un mesia din perspectiva creștină autentică și care sunt pericolele unui mesia politic? Alături de mine în platou se află pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. Discutăm acest subiect după ce urmărim un material realizat de Opinia Production. Trump, președintele ales al Statelor Unite, este noul mesia? Când Trump s-a fotografiat cu Biblia în mână, imaginea lui a circulat printre evanghelicii și conservatorii americani ca icoana mesianică ce va reda Americii strălucirea religioasă puritană a părinților fondatori ai statului american. Mulți lideri religioși s-au grăbit să rostească binecuvântări și să se roage pentru, așa cum avea să fie numit, noua stea a restaurării valorilor creștine. Iar valul emulației evanghelice l-a purtat spre victorie. Deși se confruntă cu mulțime de acuzații de natură penală sau cu procese de impact moral de obicei distrugătoare ale carierei, precum cel declanșat de actrița de filme pentru adulți Stormy Daniels, majoritatea protestanților văd în Trump un fel de mesia. Sigur, aceasta nu este o convingere absolută. O minoritate conservatoare continuă să-l vadă ca fiind un impostor care a folosit Biblia și sesiunile de rugăciune pe post de oportunități de imagine. Trump însuși a clamat victoria printr-o declarație cu iz mesianic. Aceasta este cea mai mare mișcare politică din toate timpurile. Epoca de aur a Americii. Dumnezeu mi-a cruțat viața ca să salvez țara. Iar acum, în zilele premergătoare nominalizărilor pentru următorul executiv american, se apreciază că Donald Trump își alege oamenii mai degrabă pe baza loialității absolute față de el. Chiar să-și fie asumat un rol mesianic pentru cetățenii americani și pentru întreaga lume? Lipsiți de dorința de a face parte din corul majoritar al adoratorilor, anumiți lideri creștini conservatori atrag atenția că agenda Trump este departe de a promova valori autentic creștine. Un cunoscut lider creștin, Michael Granholm, punctează câteva. 1. Toată lumea ar trebui să aibă arme. 2. Refugiații ilegali trebuie deportați în zonele de origine, chiar dacă acolo situația ar fi una de război. 3. Schimbările climatice provocate de oameni nu există. 4. Inegalitatea economică este bună. Apoi întreabă retoric, seamănă aceste orientări cu cele trasate de Iisus Hristos în Evanghelii? La polul celălalt, Lance Wallnau, lider creștin harismatic, susține: peste Trump este ungerea lui Cyrus. Am profețit numirea lui și cred că el este candidatul pus deoparte pentru a ne naviga prin haosul care vine peste America. Cred că America va trece prin câteva mari convulsii sociale și economice, dar cred că Donald Trump, președinte, este instrumentul menit de Dumnezeu în Isaia 45, Cyrus. Pentru cei care cunosc mai puțin Biblia, menționăm că împăratul Cir, fondatorul Imperiului Persan, este alegoric numit Mesia, adică cel uns, având un rol mesianic pentru poporul Israel aflat în robia babiloniană. Iar marea sa contribuție, emiterea unui decret imperial de eliberare și întoarcere a evreilor la Ierusalim. Cir, eliberatorul, salvatorul, Mesia? Prea mulți încep să-și lege speranțele în felul acesta de Donald Trump. Dacă ar fi să privim în istorie, această paradă de religiozitate ne aduce aminte de alt salvator al lumii care declara că Berlinul este noul Ierusalim
iar el este Mesia trimis să salveze lumea. Ororile celui de-al doilea război mondial ne-au arătat prea bine rezultatele. Este adevărat că problemele lumii moderne, egalitatea de gen dusă la extrem, un progresism feroce, conflictele sociale, tensiunile economice și spectrul unui conflict mondial, toate acestea cer o rezolvare. De la Washington. Salvatorul, Mesia, este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a promis că va schimba cu adevărat lumea și a dovedit că și poate. Și da, Mesia este unul singur și nu este niciun argument serios care să contrazică lucrul acesta. Tu în cine îți pui încrederea? Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit și invitațiilor de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Lucian Floricel. Mă bucur că suntem împreună. Felicitări pentru subiectul ales și pentru conexiunea pe care ați făcut-o între așteptările oamenilor, realitate și promisiunea lui Iisus Hristos. Trebuie totuși să vorbim un pic foarte concret și foarte pragmatic. De ce atât de mulți lideri religioși din zona aceasta evanghelică l-au văzut pe Donald Trump ca un adevărat Mesia? Nu este doar titulatura aceasta de Mesia. Mai mulți lideri religioși l-au văzut în ipostaza marilor eroi ai Bibliei. De exemplu, un alt lider creștin, un evanghelist, tele-evanghelist, așa cum sunt cunoscuți în Statele Unite, Hank Kuhnman, sau mult mai cunoscutul Franklin Graham, un evanghelist foarte cunoscut în lumea americană și în lumea de limbă engleză, l-au numit ca fiind un Moise. Și faptul că are o chemare divină, are o ungere specială pentru a reda creștinismului strălucirea pierdută. Și se pare că tocmai aici este cheia. Dar aici, totuși, dincolo de lucrurile pe care oamenii le apreciază la el și de ceea ce vedem ca făcând parte din politica sa, nu putem să venim cu contraargumentul: bun, dar Donald Trump a mai fost Mesia și în urmă cu 10 ani, când a fost de asemenea numit lider al Statelor Unite? Da, dar ce s-a întâmplat în perioada aceasta? Tocmai vechiul lui mandat a dat un ascendent pentru acum. De ce? Pentru că el a făcut niște promisiuni pe linia aceasta creștină, ca de exemplu lupta anti-avort. Și în momentul în care a devenit președinte, el a livrat așteptărilor lor, numind în Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite judecători numai anti-avort, și s-a dat lege anti-avort în Statele Unite ale Americii, care a și fost nu doar promovată, ci și susținută de Curtea Supremă de Justiție. Însă partea cea mai importantă ar trebui să fie văzută în transformarea societății americane. De exemplu, am niște date. La începutul anilor 1990 erau aproximativ 90% dintre adulții americani care se declarau creștini. Însă, la sfârșitul anilor 2010 despre 2020, doar 64% se mai declarau creștini. Iar el a făcut o declarație, a spus așa: știu că ești în declin. Știu că numerele tale sunt în scădere, vorbind de bisericile creștine. Știu că nepoții voștri, copiii voștri nu mai sunt afiliați la bisericile voastre, dar dacă mă alegeți, voi reda puterea bisericilor creștine. Lucrul acesta a prins foarte bine pe partea aceasta a creștinilor conservatori. Fundamentaliști, dar și nu neapărat fundamentalismul acela extrem. Chiar la nivelul celor care sunt creștini conservatori. Și evident că, creștini practicanți. Da, creștini practicanți, pentru că trebuie să recunoaștem în schimbarea aceasta de imagine a Americii, progresismul cu promovarea până la urmă dusă la extrem a LGBT-ului, a libertăților fără niciun fel de limită, fără o subordonare în fața unor legi, i-a făcut pe americani să caute efectiv un salvator. Și deși știu, lucrul acesta este cunoscut, știu că
Donald Trump nu este un creștin practicant. Da, el spune că este cu educație presbiteriană, dar dacă ne uităm la viața lui, nu este o viață morală și el chiar nu se erigează în a fi un moral, ci el spune doar atât: eu am o educație creștină și vreau să redau creștinismului strălucirea pe care a avut-o cândva. Și asta l-a făcut să aibă imaginea aceasta de salvator a creștinismului, efectiv de salvator al creștinismului în Statele Unite ale Americii. Iar liderii evanghelici s-au grăbit. Am avut și imagini să își pună mâinile pe el în sensul binecuvântării, să-l declare ca fiind unsul, ca fiind cel care va aduce strălucire, va readuce strălucire Americii, și faptul acesta i-a determinat pe mulți să-l voteze. Ce-i rău în asta? Care ar fi problema dacă mergem pe ideea aceasta? Păi nu e chiar ok să fugi după prima fentă. Asta ar fi prima opinie, da? Acum venim la a doua opinie. Dincolo de ceea ce am văzut în clip, dincolo de ceea ce se vede pe ecrane, de ce mergem pe ideea că totuși nu e în regulă să mergem pe direcția aceasta în care Donald Trump, iată, își creează imaginea unui Mesia? Nu știu dacă simbolic sau chiar la modul concret. Acum, aici a stat genialitatea lui. Ca om politic a prins valul și l-a fructificat. Dar oamenii respectivi care l-au votat au așteptări în momentul acesta. Iar dacă valul a fost compus din oameni cu predilecție, cu precădere creștini sau evanghelici, acum ar fi foarte interesant de știut care sunt așteptările creștinilor. Pentru că, vedeți, acum fugim de să nu ne izbim în șanțul din stânga și cădem în șanțul din dreapta. Adică acum ar trebui să ne temem de așteptările creștinilor. Asta ar fi ridicol, am putea spune. Însă nu e chiar așa. Am putea să ne temem sau să ne punem acum sau să ne poziționăm mai degrabă în tabăra celor care se tem că libertățile fundamentale vor fi mai puțin importante? Uitați, există de exemplu... Pentru că am auzit, și cel puțin în zona aceasta conspirativă, am auzit foarte mulți oameni care în ultimul timp, cel puțin în zona aceasta a bisericilor, care au o anumită viziune profetică, da, spunând că o alegere a lui Trump și politica pe care el o propune este cea care ar putea să grăbească evenimentele ce țin de sfârșitul lumii. Vorbind despre un decret duminical, vorbind despre îngrădirea unor libertăți și așa mai departe. Adică lumea religioasă evanghelică își dorește o atenționare mai mare, o poziționare mai corectă în relația cu Dumnezeu. Care este schema gândirii atât în lumea evanghelică cât și în lumea romano-catolică? Planeta aceasta se autoconsumă datorită egoismului ei, datorită viziunii rapace asupra mediului, și suntem într-un deranj mental îngrozitor și rupem tot în jurul nostru. Ca atare trebuie să ne oprim un pic din iureșul acesta, să ne mai uităm și spre Dumnezeu. Chestiunea asta era să e bună. Chestiunea asta este foarte bună. Hai să ne mai oprim un pic. Când să ne oprim un pic? Păi după Scripturi, în ziua a șaptea. Foarte bine, după Scripturi să ne oprim în ziua a șaptea. Și care este ziua a șaptea? Este ziua Duminicii, spune acest cor reunit al oamenilor religioși. Ceea ce este foarte bine să ne oprim în ziua a șaptea. Numai că acolo este o problemă cu privire la ziua a șaptea, care este sâmbătă sau este duminică. Asta este o chestiune care nu putem să trecem ușor peste ea. Eu cred că aici este punctul în care victoria lui Trump își cere prețul. Pentru că aspirațiile oamenilor creștini vor fi: dacă tot ai făcut atât pentru noi, fă până la capăt. Adică în legislativ, favorizează-ne, oprește, du lucrurile până la sfârșit și așează lucrurile de maniera aceasta să oprim distrugerea noastră, erodarea noastră. O chestiune de și genul care acesta... este problema aici? Păi uite, asta care este problema, este foarte mare problema. Dacă cititorii de Scriptură și aduc aminte de episodul din cartea Daniel, la capitolul 3, există acolo cei trei prieteni ai lui Daniel, care, pentru că n-au vrut să se închine împăratului Nebucadnețar de o manieră idolatră,
au mers până acolo încât să suporte consecințele și împăratul a dat ordin ca cei trei să fie aruncați în cuptorul de foc, Dumnezeu a intervenit miraculos, iar ei au fost salvați. Finalul episodului acestuia constă în Cartea Daniel, în intervenția lui Trump al vremilor, care era Nebucadnețar. Într-o euforie fantastică, Nebucadnețar ia cuvântul și dă o lege. Această lege este de genul raportat în capitolul 3, versetul 28, spune Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, cei trei prieteni, care a trimis pe îngerul său, a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el, au călcat chiar porunca împăratului și au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău de Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. Și după asta a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la mare cinste în Ținutul Babilonului. Asta este un câștig pentru drepturi și libertăți sau este la polul opus? Adică poți să folosești entuziasmul acesta să dai legi care sunt oprimante, favorizante pentru creștini și oprimante pentru alții care nu împărtășesc poziția aceasta? Eu cred că aici este marele risc în relație cu Trump. Mai însă înțeleg că pledați pentru a nu exista o legiferare a poruncilor lui Dumnezeu în legile statului, nu? Sau implicarea aceasta sau separația aceasta între stat și biserică. Păi, și religie. Istoria mă obligă să țin separate cele două entități, biserica și statul, pentru că în momentul când ele au fuzionat, a fost vai și amar de minorități. Indiferent că erau religioase sau nu erau religioase, pentru că brațul agresiv și puternic al statului, biserica, ori de câte ori l-a avut pe mână, l-a folosit nemilos și sângeros. Care e riscul atunci când sunt lideri politici care se amestecă atât de mult în zona aceasta religioasă, cum ar fi și Donald Trump? S-a dat un exemplu cu împăratul Nebucadnețar, dar nu a fost singurul. Din păcate, istoria este plină de lideri mesianici. Este în natura oamenilor de a aștepta să fie cineva care să se comporte, dau un exemplu, în Rusia Stalin a fost numit tătucul, adică cineva care să aibă grijă, să de, aibă noi. Grijă de noi, să ne rezolve problemele, și pentru aceasta oamenii au fost dispuși chiar să renunțe la libertăți, la libertățile lor, să pună la picioarele unui astfel de lider care se erigează într-un lider salvator, să pună aproape totul, inclusiv viața. Avem un Irod cel Mare în istoria biblică, în timpul Domnului Hristos. Avem după aceea un alt lider din familia aceasta irodienilor. Însă când omul nu înțelege această distinție, nu face această distinție clară între ce este a lui Dumnezeu și partea, până la urmă, normală a vieții, chiar partea politică face parte din normalitatea unei vieți, atunci lucrurile se amestecă, se complică și iese rău. Să nu uităm că Statele Unite s-a bazat, fundamentul acestui stat este un amendament, care este poate cel mai cunoscut amendament din istoria politică a lumii noastre, și anume că biserica și statul trebuie să fie păstrate separate. E bine, exact lucrul acesta este în pericol acum, în momentul acesta. Și dacă ne aducem aminte, noi am mai comentat la un moment dat despre un document care a apărut acum vreo 2 ani de zile, dacă nu greșesc, poate chiar 3, se numește documentul 2025, care prezenta politica, în mare politica pe care urmează să o aibă Trump, și în documentul acesta o parte însemnată, sunt
câteva zeci de pagini care vorbesc de politica religioasă. Ce legătură are politica religioasă a unui președinte cu statul pe care îl conduce, având în vedere amendamentul acesta? Ei bine, Biblia ne spune, chiar Domnul Hristos a stabilit lucrurile, adică a delimitat lucrurile foarte clar. Dați dar lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și Cezarului ce este al Cezarului, adică statului ce este al statului. Iar dacă urmărim firul acesta biblic, vom vedea că ori de câte ori, exact cum a spus și colegul meu Adrian, ori de câte ori cele două s-au intersectat, libertățile au fost aruncate în aer, oamenii au suferit, pentru că în problemele de conștiință Dumnezeu a lăsat să nu-ți poruncească nimeni. Dar de ce sunt oamenii atât de entuziasmați de această salvare, de această ieșire din impas pe care o propune, iată, politica unui stat? Evident, nu este Donald Trump Mesia și cred că nimeni nu crede asta. Da. Dar totuși, de ce este atât de greu să te uiți la adevăratul Mesia, la Dumnezeu, și este atât de ușor să te agăți de niște promisiuni sau de niște legi pe care cineva le-ar putea da? Se pare, dacă este să privim istoric firul vieții oamenilor, se pare că este în natura noastră să căutăm salvarea, să căutăm eliberarea. Și creștinismul fiind în declin, oamenii l-au pierdut pe Iisus Hristos din atenția vieții, ca fiind centrul vieții. Și atunci n-au avut încotro, s-au îndreptat către oameni. De ce nu? Francezii când Revoluția franceză a ajuns să-și devoreze chiar liderii, Robespierre a murit în Revoluția franceză fiind un lider, s-a ridicat un Napoleon Bonaparte care a părut a fi salvatorul națiunii franceze. Știm ce s-a întâmplat, că numai salvator nu a fost. Este în firea oamenilor să caute un salvator. Și dacă nu-l găsesc pe Hristos, dacă cei care ar trebui să-l descopere pe Hristos ca fiind adevăratul salvator nu sunt acolo să-l descopere, atunci oamenii se leagă de cineva care este mult mai aproape. Un lider local, poate să fie chiar un primar la un anumit nivel sau un lider național. Dar nu se poate folosi Dumnezeu de un lider ca să aducă salvarea? Să aducă binele pe care oamenii îl așteaptă? Mi s-a părut întotdeauna că numele prea mari pe frontispiciul religiei au fost aproape fără excepție dăunătoare lucrării lui Dumnezeu. Când un personaj religios devine atât de proeminent, el, în loc să devină canalul prin care de la Dumnezeu pleacă lumina către umanitate, eventual îndreptându-o spre Dumnezeu, omul acela, ca o gaură neagră, absoarbe spre sine slava. Și noi nu știm să gestionăm foarte atent ca oameni când devenim celebri, când devenim bogați, când devenim influenți. Nu știm să gestionăm bine. Aș vrea să ne îndreptăm cu mesajul către noi, către cei care ne ascultă. Ce înseamnă să-L căutăm pe Mesia ca salvator, ca eliberator? Dacă mă întrebați din Sfânta Scriptură, aș putea să deschid Sfânta Scriptură într-un loc în Noul Testament în care Domnul Hristos spune răspunsul la întrebarea dumneavoastră, ce înseamnă treaba asta. Poate ar fi folositor în momentul acesta să ne aducem aminte versetul 36 din Evanghelia după Ioan la capitolul 18, în care Dumnezeu spune: dragilor care vă îndreptați către oameni religioși să vă ajute, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Au fost conflicte sociale, inclusiv la vremea aceea. Petru, la un moment dat, s-a erijat într-un astfel de mare purtător, mare de sabie socială. Chiar i-a cerut permisiunea Domnului Hristos, nici nu i-a cerut-o la un moment dat și a folosit-o. I-a tăiat urechea unuia care făcea parte din recuzita guvernamentală care venise să-l aresteze pe Domnul Hristos. Puneți sabia la loc. Felul meu de a trata cu oamenii, politicile mele nu sunt de factură cum voi aveți așteptări.
doar lumea spirituală este... Păi, și atunci, aș putea să vin cu o altă întrebare. Veniți. Chiar nu contează cine conduce din punct de vedere politic această lume, dacă oricum totul este în mâna lui Dumnezeu? Totul este în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie anumiți oameni. Instrumentele umane sunt folosite într-o mult mai laborios și puternic angrenaj ceresc. Însă, metoda de a salva lumea nu este politică. Asta încercăm să spunem. Este de factură spirituală, este de sorginte dumnezeiască, are de a face cu transformarea din interior a oamenilor, eventual cu nașterea lor din nou, cu schimbarea mentalităților. Faptul că avem niște politici guvernamentale sociale bune, asta este foarte bine, dar niciodată ele n-au menirea să te salveze. Te pot duce într-o oarecare stare de bunăstare. Dar noi aspirăm la mai mult decât atât. Acel mai mult nu face parte din lumea asta. Și ca atare trebuie să folosești metodele sugerate de Dumnezeu, care sunt de esență spirituală. Ar putea ca lucrurile acestea din lumea aceasta, așa cum le numiți, de fapt să ne împiedice să ajungem la lumea lui Dumnezeu? Sau la planul lui Dumnezeu? În majoritatea cazurilor, ele sunt piedici. Pentru că este foarte greu ca un om care ajunge să fie lider să nu își piardă la un moment dat linia pe care a pornit, luciditatea. Văzând, este și efectul acela când toți te laudă, toți te apreciază, chiar îți pierzi identitatea, chiar nu mai știi cine ești. Aș da un exemplu din Biblie. La un moment dat apare o stea foarte strălucitoare, luminoasă în lumea biblică. Este vorba de Ioan Botezătorul. Toți îl respectă, îl ascultă, el predică, botează. Și ei vin, liderii politici de atunci, vin la el și îi pun o întrebare. Uite, noi suntem uimiți de cine ești tu? Dar nu știm exact cine ești. Cine ești? Spune-ne și nouă cine ești. Și îi pun în față câteva dintre cele mai faimoase exemple ale lumii ebraice. Ești tu profetul? Ești tu Hristosul? Ești tu Ilie? Și el spune de fiecare dată, nu sunt. Dar atunci cine ești? Și el face o afirmație care a rămas în istorie ca fiind lecția umilinței. El spune, eu nu sunt vrednic nici măcar să-i dezleg încălțămintele celui care vine după mine. Și arată spre Hristos, arătând prin aceasta că deși mesajul lui este unul spre salvare, pentru salvare, pentru că le spune pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, este până la urmă mesajul salvării. El spune, nu sunt eu salvatorul, ci eu sunt doar cel care vi-l descoper pe cel care este salvatorul. Și apoi în ocazia botezului, da. Și este riscul să ne, este agățăm, riscul să ne agățăm de aceste instrumente și să-l pierdem din vedere pe Hristos. Și este chiar o tensiune, pentru că unii dintre ucenicii lui Ioan la un moment dat vin și spun, uite, oamenii ne părăsesc pe noi și se duc după el, ce facem? Și Ioan Botezătorul nu doar că nu spune ar trebui să ne luptăm pentru asta, el spune, da, el trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Deci, uneltele omenești sau oamenii pe care Dumnezeu îi înalță, îi ridică la un moment dat în istorie, chiar și lideri politici, ar trebui să fie doar acei oameni care să îndrepte atenția către adevărata salvare care vine de la Dumnezeu. Să știți că am ajuns la finalul emisiunii. În câteva secunde vă rog o concluzie. Câteva secunde. Cred că este vizibil pentru toată lumea că atunci când oamenii l-au ecranat pe Domnul Hristos, omenirea a fost într-un ev mediu întunecat. Fie că a fost vorba de lideri religioși, de papi, de patriarhi, de sfinți, de oameni politici cu o aureolă foarte bine conturată, cum este întâmplător cazul nostru în discuție, această chestiune este bine de contrabalansat cu ceea ce Hristos spunea despre sine. Sunt mulți oameni care au trecut prin fața lui și omenirii celelalte i-au obturat vizibilitatea. Însă Domnul Hristos spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, spune Iisus a spus,
Eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă vă doriți cu adevărat să știți pe unde mergeți, eu sunt calea. Cred că aceasta este cea mai bună formulă pe care aș putea o avea vreodată despre ce am de făcut în viața aceasta. Să merg pe calea care mi-a fost explicată și am fost invitat să merg pe ea. Avem un lider care a tot fost amintit aici, este vorba de împăratul Nebucadnețar. După ce trece prin etapa de aroganță, după ce dă un ordin prin care tot să se închine lui Dumnezeu, că așa poruncește el, când în cele din urmă învață o lecție a umilinței, același împărat spune în felul următor și așa se încheie: acum eu, Nebucadnețar, laud și îl înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. El a trecut prin lecția aceasta și poate că este lecția pe care trebuie să o învețe orice lider, de ce nu chiar și Trump. Vă mulțumesc și vă aștept cu drag și în alte ocazii. În încheiere, vă invit să reflectăm asupra cuvintelor din Scriptură care ne ajută să înțelegem adevărata natură a unui Mesia și pericolele încredințării speranței noastre în lideri umani. Așa cum spune profetul Isaia: căci Domnul este judecătorul nostru, Domnul este legiuitorul nostru, Domnul este împăratul nostru, El ne va mântui. Și în Noul Testament, Iisus însuși ne învață: păziți-vă de prorocii mincinoși care vin la voi în haine de oaie, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Să ne amintim că adevăratul Mesia este Hristos, iar încrederea noastră trebuie să fie întotdeauna în El, nu în ideologii sau în lideri politici.